Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o etalare pentru luna februarie cu cărți de tarot pentru zodiile de apărat Scorpion Pești. Crucea destinului. Să vedem ce este pe crucea destinului în luna februarie pentru zodia rac, în primul rând. Bani, câștiguri, bani. Pentru voi niște drumuri, poate. Aveți de niște planuri care le țineți pentru voi. Nu prea vă decideți în niște planuri, niște drumuri, încercați să vă rețineți într-un echilibru, poate. Da, aveți niște planuri pe care cumva sunteți în așteptarea unor reușite aici, care țin poate și de o vacanță, de o petrecere, de o popularitate care o aveți în plan. Aveți în plan poate o afacere de succes, niște bani, niște cadouri, să le primiți, să le oferiți. Dar totuși, luna februarie poate veni și cu miracole, dar și un stres. E o amenințare în jurul vostru. Deci, cum să zic, sunteți cumva într-o karmă, cumva aici într-o judecată, să zic așa, parcă în jurul vostru vă dau roată niște persoane, vă judecă din mai multe părți. Aveți niște întâlniri. Tinerii pot juca un rol important, dar totuși, oricare este pe societate ceva, mult stres, multă aglomerație, ori sunteți voi, aveți copii, stres cu școala, cu studiile, poate și examene, vă văd aici într-o, poate aveți niște interviuri, vreți să schimbați serviciu, vă văd aici foarte agitați, vă faceți planuri, vă faceți gânduri, sunteți stresați, vă cam urmărește și cineva, dar petreceți. Deci miracolul pentru voi în luna februarie ține de cum vă gestionați voi, pentru că s-ar putea să fie o lună foarte plină și va trebui foarte bine să vă gestionați timpul, pentru că veți avea multe probleme de rezolvat, care țin poate și de copii, de tineri. Aflați și vești care poate nu sunt prea potrivite pentru ce vă doriți voi. E un stres care poate ține și de societate. Văd că e așa o bătălie între bine și rău în luna februarie pentru voi, zodia rac. Ține poate de emoțiile voastre, ține poate și de niște persoane care sunt cam rău intenționate față de voi sau pot fi pe societate situații care vă încurcă vouă, că văd că faceți drumuri. Drumuri lungi sau în străinătate sau vin persoane la voi din străinătate și voi trebuie să vă organizați cu timpul pentru că vreți să petreceți și cu familia, vreți să vă și odihniți, vreți să fiți și cu persoana iubită. Dragostea, să știți că nu vă lipsește în luna februarie, pe crucea destinului vostru văd că sunt petreceri, evenimente, întâlniri, copii, tineri joacă un rol important, dar puteți afla și de vreun doliu, puteți afla și de vreo despărțire, puteți afla și de cineva care trece printr-o greutate și asta poate vă stresează. E cumva o chestiune la voi aici, pe luna februarie, o chestiune și karmică. Haideți să vedem și pentru zodia Scorpion, ascendent Scorpion. Wow, ce frumos! Ceva neașteptat care poate veni, o dragoste, sau sunteți chiar voi, acest bărbat, sau aveți de-a face tot cu un bărbat din zodia Scorpion. Dar există și o suferință și la zodia Scorpion, deci aveți, pe cea destinului vostru este un bărbat în suferință, într-un blocaj, poate e bolnav, poate văd aici că va duce o suferință acest bărbat, ori el suferă, ori el va duce o suferință. Pare o persoană care e îndrăgostită sau sunteți îndrăgostită, această persoană vă ajută cu bani, dar totuși există această suferință. Sau pot apărea discuții, vă e teamă să nu intrați în discuții cu această persoană, vă e teamă să nu, poate ori aveți pe cineva bolnav și vă e teamă să nu îl pierdeți, că să nu intrați în discuții, cum ar veni, aveți un părinte bolnav și nu discutați cu el prea mult pentru că nu vreți să-l supărați ca să nu îi se facă rău, și dar el poate fi și o persoană care poate e puțin dificilă sau pot apărea situații pe societate care pe voi vă cam stresează, vă cam intimidează, vă cam dă o teamă, o frică, pot apărea niște schimbări, văd că e un stres aici pe care voi cumva încercați să-l gestionați, văd că aveți o suferință, ați fost răniți, ați fost treceți printr-o dificultate, aveți niște clarificări, dar văd că vă vine o veste bună, deci pe cea destinului pentru voi în luna februarie, în ciuda acestor hărțuieli sau, nu știu,
suferințe care v-au fost aduse, fie că le aveți pe sănătate voi, fie din cauza unei persoane, dragi voi din familie sau altcineva, veți primi sprijin. Aveți un prieten. Cel mai bun prieten vă sunteți chiar voi. Veți găsi suficientă resursă, să zic așa, în voi, idei, veți fi creativi, veți comunica, veți avea poate curajul să vă spuneți, să vă înfruntați, să zic așa, aceste rivalități, temeri, frici și să clarificați. Și are legătură poate și cu banii, cu câștigurile sau căutați înțelegere, cum ar veni, ați căutați să dați explicații, să fiți înțeleși de ce ați făcut ceva mai mult sau mult sau mai puțin greșit, în funcție și de cine vă spune acest lucru. Pentru că văd aici că cumva trebuie să fiți obiectivi totuși, pentru că altfel aveți totuși niște persoane care nu se lasă ușor convinse și ține acum și de voi de cât de obiectivi sunteți, că puteți vedea și că sunteți într-o visare, ca și cum vă mai faceți iluzii și atunci aceste iluzii ale voastre s-ar putea să vă treziți în plină ceartă și scandal, dacă voi vă faceți speranțe că vă vor înțelege. Aici poate are legătură și cu niște bani, cu niște câștiguri sau are legătură și cu alte chestiuni care țin de societate. Pot apărea niște, văd aici că aveți așa o teamă, o frică, un stres pe care îl puteți depăși fie cu ajutorul unui bărbat, fie sunteți voi care veți găsi puterea în voi. Haideți să vedem și pentru semnele de apă, pești, ascendent pești, pe crucea destinului ce este, cu dragoste, se vede că e îndrăgostiți-vă, că poate veți avea întâlniri de dragoste. Da, întâlniri de dragoste, sunteți îndrăgostite sau tot o persoană din semn de apă ca și voi. Poate juca un rol important. Wow! Voi aveți niște semne de foc pe crucea de semne aici. Vă e dor de niște persoane dintr-un semn de foc. Suflete pereche, de la drum, pot fi, faceți niște drumuri, poate că vă veți ocupa și de sănătate. Vă duceți pe undeva cu partenerul, cu partenera, văd aici că aveți niște întâlniri, niște drumuri, niște planuri pe care voi poate veți căuta să vi le duceți până la capăt. Da, aveți poate chiar petrecere de nuntă, niște evenimente în familie, în dragostea voastră cu cine aveți voi mare reușită puteți avea, să știți. O dragoste, o împăcare, un cuplu văd aici. Fricile voastre cumva vi le vindecați. Cumva vă vindecați niște frici, vă învingeți niște temeri. Aveți niște petreceri, evenimente în familie, întâlniri de familie, împăcări, aniversări, petreceri de nuntă, s-ar putea să primiți chiar și cereri în căsătorie. Văd aici că pentru voi pot apărea cereri în căsătorie, împăcări, revederi, întâlniri cu persoane dragi, revelații, minuni. Deci pot apărea în luna februarie niște minuni. Cam astea din ce văd și pentru zodiile de apă, pești, ascendent pești pentru luna februarie. Eu sper că ce am văzut de bine să fie de bine. Vă doresc o lună minunată, binecuvântată. La revedere, să iubiți.